Ediția a 13-a a concursului Mesajul meu antidrog se desfășoară în intervalul februarie-iulie 2016 în cadrul instituțiilor din învățământul preuniversitar, gimnaziu și liceu din județul Sălaj. Mesajul meu antidrog este un proiect de prevenire a consumului de droguri în rândul populației școlare din învățământul gimnazial și liceal și se desfășoară anual, având ca obiectiv specific dezvoltarea unor atitudini și practici la nivelul întregii populații aflate într-o formă de învățământ prin intermediul programelor școlare și de petrecere a timpului liber, în scopul adaptării unui stil de viață sănătos, fără tutun, alcool și droguri. Proiectul reprezintă un concurs național în cadrul căruia elevii își exprimă, într-o formă de comunicare artistică sau prin sport, opiniile și atitudinile lor în legătură cu consumul de droguri. La nivelul județului nostru, parteneri în acest proiect, alături de Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Sălaj, sunt Inspectoratul Școlar Județean și Direcția Județeană pentru Sport și tineret.